Peste 500 de acțiuni de control s-au efectuat în cursul primelor două luni ale anului 2015. Acestea reiese în urma cercetării reclamațiilor și a tematicilor atât la nivel național cât și la nivel regional. Au fost aplicate puțin peste 280 de amenzi în valoare totală de aproximativ 294.000 de lei. Totodată s-au înregistrat 242 de reclamații, dintre care 53 la operatorii de telefonie și 12 la E.ON. Legat de operatorii telefoniei, Telecom are 27, Orange are 22, Vodafone are 4. S-a reclamat în special la Telecom nerespectare clauze contractuale, informații incomplete la încheierea contractului, refuz înlocuire receiver defect, servicii necorespunzătoare, facturi incorrecte, prelungire abuzivă a contractului, cu toate că s-a făcut cererea cu 30 de zile înainte conform clauzelor contractuale. La Orange, informații confuze în contracte, de asemenea reziliere contract, refuz de reziliere, costuri suplimentare, servicii necorespunzătoare. Vodafone la fel, refuz reziliere contract, facturi nejustificate. La Telecom, probabil având în vedere și faptul că ei au fuzionat RomTelecom cu Cosmoteu, s-au creat anumite probleme, 90% dintre cele cercetate până acum s-au rezolvat amiabil, adică ei au recunoscut faptul că au greșit și au rezolvat în favoarea clientului. La Orange, din cele cercetate, sunt 8 întemeiate, 5 neîntemeiate, 9 în curs de cercetare. Vodafone, scorul egal, 2-2, întemeiate, neîntemeiate. La E.ON, din cele 12, 10 sunt la furnizarea de energie, 2 la gaz. Se referă la contoarele defecte și la debranșări abuzive. Comisarii suceveni au urmărit și respectarea drepturilor consumatorilor la transportul în regim de taxi. Tematica s-a desfășurat în colaborare cu Serviciul Circulație din cadrul Poliției Suceava, în municipiul Suceava și în Rădăuți, Fălticeni, Vata Dornei și Câmpul Moldovenesc. S-au întocmit 58 de procese verbale. Din cele 58 de procese verbale s-au aplicat 21 de amenzi în valoare de 16.150 de lei. Ca cea mai gravă deficiență, lipsa atestatului în 5 cazuri. În rest, deficiențe mai mici, cu fumat în mașină, cu lipsă, cu somn. Taximetriștii sunt obligați să aibă, în primul rând, atestat. În a doilea rând, să aibă aparatul în funcțiune să emită bon. Să aibă asigurare privind persoanele și bagajele, să aibă lampă deasupra în funcțiune. Respectarea prevederilor legale în cadrul vânzărilor cu preț redus a fost un alt aspect verificat de comisarii suceveni. Au fost efectuate 54 acțiuni de control, aplicându-se 31 de amenzi în valoare de 55.400. S-au oprit la comercializare produse în valoare de 430 de lei. Aceste produse oprite la comercializare în situația respectivă sunt pentru lipsa etichetei umidorezistente, obligatorii la produse. Ca deficiențe, în principal, lipsa specificării perioadei de promoție, ceea ce am spus, că iau dreptul maxim 45 de zile și să stabilească precis acest lucru, trebuie anunțat, afișat vizibil, spunem, reducere sau soldare în perioada cu tare și cu tare. S-au mai găsit probleme la prezentarea prețului. În aceste situații, prețul vechi trebuie să fie barat și prețul nou, sub el prețul nou cu reducerea corespunzătoare. S-au mai găsit deficiențe vis-a-vis de procentul reducerii în defavoarea consumatorului, adică era calculat incorrect. Ei spuneau, de exemplu, reducere 30% și când făceai raportul era numai 20%. Tot în primele două luni, comisarii au avut în vedere și respectarea prevederilor legale la comercializarea și calitatea orezului. S-au efectuat 17 acțiuni de control cu 4 amenzi în valoare de 11.400 de lei, amenzele fiind date pentru faptul că pe ambalajul produsului, a orezului, nu era specificată calitatea. De asemenea, ați văzut că
tematica prevede și o verificare a calității produsului, s-au prelevat 5 probe, sunt trimise la laboratoarele noastre la Rex, urmează să primim rezultatul analizelor, dacă sunt conforme sau neconforme. Și nu în ultimul rând, comisarii de la CJPC Suceava au avut în atenție respectarea prevederilor legale la prestatorii de servicii de alimentație publică, neincluse în structurile de primire turistică, adică baruri și restaurante. S-au efectuat 103 controle și s-au aplicat 56 de amenzi în valoare de 68.000 de lei. Ca deficiențe s-a constatat lipsa prețurilor, lipsa etichetelor pe produse, delimitarea incorrectă a spațiului de fumat sau lipsa afișului cu destinația spațiului de fumători ori nefumători.